Comuna Arbore dispune de o stație de epurare nouă, dar și de 9,1 km de canalizare. Prezent la stația de epurare recent construită, șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că asemenea investiții reprezintă un plus pentru cetățeni, mai ales că pot exista diverse pericole cauzate de infectarea apei. Aici suntem la stația de epurare, o stație care are capacitatea de a filtra pentru circa 2000 de consumatori, din câte știu eu. Probabil cam atât ați avut în vedere, domnule primar, ca să racordeze la canalizare. Da. Aș putea să spun ceva foarte important pentru Arbore. E foarte bine că se face această canalizare și stație de epurare, pentru că din păcate există pericolul la foarte mulți care au fosă septice și nu sunt bine izolate să infesteze pânza de apă freatică. Și asta este de fapt un atentat la siguranța cetățeanului și la, să spun așa, la securitate în ce privește calitatea apei. Primarul din Arbore, Ionel Hrincescu, a declarat că deja a fost aprobat un alt proiect de prelungire a sistemului de apă canal, urmând ca în anul care vine să se facă și licitația. Avem 60 de cereri pentru racordare. În prima etapă o să racordăm, este deja în lucru, sunt lucrări de racordare la aceste persoane, urmând ca, dacă reușim și vremea ne permite, și celelalte locuințe care doresc să racordeze. Cererile sunt foarte mari, de aceea noi am depus un proiect pentru extindere rețea de canalizare pe PNDI și este aprobat proiectul, așteptăm de la anul să facă licitația pentru execuție. Investițiile din comună nu se opresc aici. La școala Luca Arbore au fost alocate fonduri de 190.000 de lei pentru construirea unui corp cu grupuri sanitare și 3 săli de clasă. Primarul a declarat că numărul de elevi din celelalte școli din comună este în scădere, motiv pentru care unitatea de învățământ recent modernizată ar putea primi elevi și de la acestea. La celelalte școli, deci efectivul de elevi încep să scadă, avem un bus local de la care, dacă o să scadă în continuare, o să comasăm toți elevii la această școală. Și să închideți celelalte școli? Dacă o să fie nevoie.